Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Moldova Roleplay. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați și un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici stânga jos, pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem acasă și, bineînțeles, avem aici în fața noastră o mașină mai specială, din câte vedeți. Pentru că, după cum știți, am zis că vreau să-mi iau o nouă mașină. O mașină mai bună decât Passatul. Și am căutat eu ce am căutat și până la urmă am dat de asta, care mi-a plăcut foarte mult pentru că am văzut că e mare, chiar e foarte mare, ia uitați și voi cât de mare este față de Passat. Și da, bineînțeles că are și un motor pe măsură, să zic așa, pentru că o mașină de asta nu poți să-i pui un motor de 1.6 sau 2.0, pentru că are 2 tone 500. Deci are greutatea foarte mare și bineînțeles că are un motor de 3,2 litri, de 3200 de cai putere. Deci, da. Dar ce m-a gândat pe mine la motorul ăsta este că este trecut ca auto-utilitară, pentru că e foarte mare. Ia uitați-vă și voi, e cât o dubă, adică, nu știu, e o mașină foarte mare, asta mi-a plăcut. Băi, eu cum mai am terenul, i-am zis, hai că-mi trebuie și una mare. Am vrut prima dată să-mi iau un Duster, dar era mai scump. Era vreo 14.000-15.000 de euro de la modelul mai nou. Și am zis, bă, hai că merg pe asta, un 8.000 de euro, cât am dat eu pe ea. Atât am dat, era 8.800 și am negociat-o la 8.000 de euro. Și eu zic că e un preț destul de bun pentru o mașină de asta din 2008. Adică arată splendid. Uitați-vă și voi, ci că i-a schimbat proprietarul farurile, grila, nu știu ce i-a mai schimbat la ea. Dar oricum e faină, faină, faină și pe vișiniu așa, chiar e mișto, avem și roată de rezervă, bineînțeles. Înscrisă mașina, tot ce trebuie am făcut la ea, deci tot ce trebuie. Și eu zic că a meritat toți banii. Acum, din câte vedeți, mai avem 150 de milioane, deci nu suntem chiar, chiar fără niciun ban. Că am zis, băi, dacă îmi iau mașină, nu o să rămân fără niciun ban în casă. Mai vreau să am și eu un ban acolo. Și bineînțeles că cred că consumă și pe măsură, din când am înțeles consumă undeva la 12%, deci destul de mult, dar cât o să mă plimb eu cu ea, zic eu, cât o să-mi fac treburile, sper că nu o să bag multă motorină în ea, cât o să mă plimb eu. Dar bineînțeles, na, până la urmă nu-i vorba de motorină, că avem și bănuți pentru o mașină de asta, că na, nu poți să mergi cu rezervorul gol, că nici cu rezervorul gol nu-i prea bine să mergi cu o mașină. Așa că o să avem grijă de ea, o să-i facem noi plinul cum trebuie. Adică da, chiar dacă o să o consume, zic eu că merită, merită că toată motorina pe care o să o bag. Și nu v-am zis modelul și nici marca, e un Mitsubishi din câte vedeți, un Mitsubishi Pajero din 2008, după cum vă ziceam, și e chiar tare tare mașina din câte se vede, e chiar mișto, zic eu. E, nu știu, e foarte, foarte faină. Foarte, foarte. Deci, da, cam asta e prezentarea mașinii. Acum ar vrea să o scoatem și la o mică plimbare, bineînțeles. Ia să deschidem noi aici frumos porțile. Atâta și să o scoatem la o mică plimbare. Vă arăt totodată și terenurile pe care le-am luat de curând. Ia să ne usuim în mașină. Cam așa e la interior. Deci, mi-a plăcut și interiorul foarte mult. Uitați, tapiseria asta. Foarte, foarte șmecheră, încălzire scaune, automată, ce mai vrei de la o mașină de asta? Acum să-l pornim. Ia auziți voi cum se aude un motor de 3,2. Deci cam așa se aude un motor de 3,2 litri. Deci e destul de zgomotos, aș putea să zic. Ia să deschidem tot, tot în față și capota și tot. Cam ăsta e motorul. Cam așa se prezintă motorul de la Mitsubishi. Deci e mișto, e chiar mișto, mie îmi place, ia uitați, și anvelope, mi-a dat o pereche și de anvelope de iarnă și de vară, vă dați seama, tot ce trebuie. Acum haideți să ne urcăm înapoi, să vă arăt și portbagajul, hai să vă arăt și portbagajul că e mare, ia uitați.
Dita mai por bagajul aici. Dita mai por bagajul. Bage aici un frigider. Da, 5 locuri e tot ce trebuie mașina. Acum să ne urcăm înapoi frumos și să plecăm direct la o plimbare. Ia uitați-vă și voi, dita mai tankul. Ăsta e un tank. E chiar o mașină mare de calibru, un SUV de calibru mare, aș putea să zic. Ia să tragem porțile și să plecăm la o plimbare. Ia, avem, m-a încântat foarte mult că avem și cârlig de tractare. Pe noi ne va ajuta foarte mult cârligul de tractare pentru că avem nevoie, vă dați seama, mai tragem o remorcă, mai tragem nu știu ce. Și avem nevoie de un cârlig de tractare de ăsta. Ia să vedem noi frumos. Să ne băgăm frumos blană cu Mitsubishi-le. Să-i dăm un 0-100 oare? Hai că-i dăm un 0-100 pe drumul ăsta de aici. Să vedeți și voi cam cât de rapid e la un 3,2 litri. Da bine, e și grea și nu vă așteptați la ceva foarte sportiv. Dar totuși, ia, pac, i-am dat 20, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Am prins 100 în 6 secunde, nici n-am numărat, dar oricum prinde destul de repede. E sportivă, aș putea să zic că e și sportivă, pentru că are un motor destul de mare. Dar acum, da, haideți să mergem să vă prezint și terenurile. Ia să vedem noi. Da. Deci, în primul rând o să mergem direct pe drumul ăla unde stă și Neamărin. Ia să vedem noi. Să dăm un semnal la stânga. Hai că nu vine nimeni. Ne băgăm frumos pe drum și am plecat. Ia uitați. Ia uitați ce-i dă. Ia uitați cât de tare îi dă. Așa, și primul teren este exact aici pe stânga. Ia uitați și voi. Aici pe stânga e terenul. Ăsta de aici e, de care vă zic acum. Ia să tragem noi la dreapta frumos mașinuța. Atât și să ne dăm jos cumva. Ia, ne asigurăm. Și cam ăsta e terenul. Ăsta e terenul care este la drum. Care pot să zic că da, este la drum. Aici avem 2 hectare de pământ. Avem ceva de tras. Bun, mai avem. Haideți să ne urcăm înapoi în mașină și să o ducem pe câmp acum. De data asta o să o ducem pe câmp. Să ne întoarcem frumos pe aici. Să băgăm mașina pe avarii ușor. Bam. Și să o ducem pe drumulețul ăsta de câmp. Exact aici, la stânga. Facem noi un viraj frumos. Nu, mai în față. Mai în față, la stânga. Exact aici, nu? Sau unde era, mă, drumulețul ăla? Că nici... A, uite-l, mă, acolo în față. Eu nu știu de ce aveam așteptat că era pe aici. Bun. Și să ne băgăm frumos. Hop. Ne-am băgat pe drum forestier acum, pe drum de câmp. Și să mergem direct la terenul nostru. Ia să vi-l arăt eu cam pe unde este și pe unde o să trebuiască să venim noi cu tractoarele. Sunt destul de departe de șosea unele, dar bine, l-am fost la un preț bun, v-am spus, și na, e chiar foarte mișto. La mașina asta îmi place că avem și trapă, deci avem și trapă, avem panorama, avem tot ce trebuie. Putem să o deschidem, doar deocamdată nu-i nevoie. A, uitați cum merge tankul pe aici. Uite, așa putem să aducem o remorcă când o să venim cu mașina, pentru că e mașină bună pentru mers pe câmp. Și putem să aducem, să zicem, un butoi de erbicid sau altceva, ceva care o să avem, de care o să avem noi nevoie pe aici. Ia uitați, al doilea teren, exact în stânga, îl puteți vedea. Ăla acolo care este arat. Ia să îi dăm noi puțin mai tare, dar nu-i dau nicio peste 60, că e drum, până la urmă e drum de câmp. Ia să-i dăm noi pe la stânga pe aici frumos, așa, și ia uite că am ajuns, ia arat frumos, dar o să trebuiască să mai băgăm o dată arătura pe el. Cam ăsta e, aici avem un hectar și 10 are, aș putea să zic, dar un hectar mai bine, mai clar. Bun, ia să mergem pe aici, mai avem unul prin zona asta, nu e ăsta, mai în față puțin. Mai în față, ia uitați, ăsta e destul de mare, ăsta e chiar mare, aș putea să zic, unul din cele mai mari. Ia să ne dăm jos, ia uitați, începe tocmai de aici, unde vedeți voi, nu știu de ce prima dată îl încurcați în colo, dar nu știu de ce, aici e un hat destul de mare. E tocmai de aici, ia uitați, până în capătul ăla și o să mergem direct până unde se termină. Mamă, dar ce frumos e mașina.
Bun, și să mergem direct unde se termină. Ia să vedem. Op, îi dăm blană, îi dăm blană, se termină aici la... Nu, nu o să intru aici pentru că aici e proprietate privată, din câte văd, dar uitați, uitați, cam ăsta e terenul. E mare oricum, e chiar mare aș putea să zic. Bun, acum să ne întoarcem că v-am cam prezentat terenurile pe care le avem prin zona asta. Mai avem un teren pe lângă Lunea Mărin, ia să vedem. Un teren destul de mic, dar totuși l-am cumpărat și pe ăla pentru că era de vânzare. Și omul nu le dădea decât pe toate. Ia să vedem. Ușor, ușor pe unde să o luăm noi. De fapt o luăm pe unde am venit. Cel mai bine. Exact pe la dreapta pe aici, nu? La parcă pe aici. Pe aici, pe la dreapta în față. Da, e bine că avem și drum. Adică cât de cât acolo. Op, ușor să o luăm la dreapta și... Pe aici putem să-i dăm blană. Mașină nouă, bine, nouă, din 2008, dar totuși e faină. Mie îmi place tare, tare mult că e destul de masivă, din câte puteți vedea și voi, e destul de mare, adică e cât un tank, ce să mai... E chiar mare mașina, ar putea să zic, chiar măricică. Ușor aici, avem un pod, pac, și îi dăm blană. Ia să vedem, îi dăm până în 80, maxim 80, dar nu aș vrea să fac vreo explozie, că cine știe. Drumul e destul de lin, se vede că e destul de lin și nu aș putea să fac eu vreo explozie, avem și anvelopele alea mari, adică nu ar trebui să-mi fie frică, uite, 80-90, mai ușor, mai ușor, mai ușor. Avem suspensiile destul de bune la mașina asta, dar bine, și anvelopele sunt făcute tot la fel, să meargă pe drumul de astea. Op, ia să-i dăm noi un semnal la dreapta și să ieșim pe drum și noi ca oameni cu mașina. Nu i-am dat deloc maximul de când am cumpărat-o de ieri. Nu am dat maximul, să vedem cât prinde. Ia să vedem, poate îi dăm pe aici. Hai că îi dăm. Hop și îi dăm blană. Îi dăm blană acum. 120, 130, 40. Iau, bă, dar ce viteză prindem. O, mai ușor, mai ușor că vine curba. Ba, nu mai în față e curba. 170-180. Bă, dar ce e aici? Ce s-a întâmplat aici? Op, uite, ăla e tractorul de la muncă, de la noi. Mamă. Dar ce s-a întâmplat aici, măi, vărule? Ia să dăm noi un semnal la dreapta și să vedem care e treaba. Op. Ia să vedem, bună ziua. Ia să vedem care e treaba aici. Vreneanelule, ce faci, vreneanelule? De ce ai pățit? Uite, m-am răzutunat și eu, m-am dus cu tractorul direct în șant și acum nu mai pot să-l scot. Au încercat și oamenii cu mașinile lor, dar nu pot să-l scoate deloc. Mamă, ia uite că și neanelul s-a răzutunat cu tractorul, cu Renault-ul ăla de la firmă. S-a răzutunat, a intrat aici în râpa asta, văd că are și apă aici. Mamă, bre neanelul, ia că o să încerc eu să te scot, să văd dacă pot. Văd că ai și bară de tractare. O să încerc eu și dacă pot... Tesco, dacă nu, nu știu, o să chem eu pe altcineva sau dacă nu o să vin eu cu TB-ul. Ia să venim să-l ajutăm și noi pe Neanelu. Stai colegul nostru de la muncă. Na, uite, i s-a întâmplat și lui o neplăcere. Ia să vedem și noi. Uite, bine că eram prin treceri, așa-l ajutăm și noi. Și ia să vedem noi dacă putem să facem ceva și dacă trage la 200 de cai. Mașina asta ar trebui să tragă ea cât de cât. Ia să vedem acum. Să vedem acum dacă chiar așa e. Ia să-i dăm puțin mai în spate. Și stai așa, să atașăm bara la mașină. Hai mă, nu merge. De ce nu merge să atașez bara? Îi dau puțin mai în spate. Atât și acum. Hai că am agățat bara la Mitsubishi și să-i dăm mai în spate acum. Ia să vedem noi dacă putem să facem noi o șmecherie aici, să nu mă împotmolesc și eu acum. Am luat mașina asta și n-aș vrea să o stric de tot. Ia să vedem noi și să facem o treabă aici. Hop. Și bam, hai că am prins aici tractorul la cârlig, bine. Bun, nu cred că o să se rupă de acolo vreo ceva. Eu o să încerc să-l trag, să văd dacă pot sau nu. Ia să vedem. Prima mașină, ia uite. Ce fac eu de prima dată când mi-am cumpărat mașina? Trag un tractor. Asta e, ce să fac?
îl ajut și eu pe Neanelu și încep și ușor, ușor, mamă, 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 dar ce trage mașina asta, hop, hai, 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 puțin patenează, da, văd că de tras trage, văd că de tras trage mașina, hop, și, stai să îl trag mai în dreapta puțin, ia să văd, bă, da, ce mai trage, ce mai trage Mitsubishi-le ăsta, hop, și, și, hai, 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 nu mă lăsa, nu mă lăsa mașină, uite, uite cum am tras eu tractorul cu Mitsubishi-le meu. Mamă, ușor, ușor acum, ha? Să ne dăm jos. Uite că i-a intrat și tractorul în anelul. Gata. Gata, i l-am adus la adevăr. Acum ia să decuplez eu de aici, pac. Și asta este. Bine că a avut bare de tractare. Gata, nenelule, gata. Ți-am scos și tractorul din, din râpă. Acum să-l duci înapoi în bază. Hai că văd că n-a pățit nimic. Nu zice nimeni nimic, cred că nu zice nici șeful nimic. Da, domnule, bine, mulțumesc mult, mulțumesc mult că m-ai ajutat. Cu plăcere, nenelu, cu plăcere. Acum ia să mergem și noi în treaba noastră. Eu trebuia să o iau pe aici, pe la dreapta. Ia uitați acolo drumulețul. Să ne întoarcem ușor, putem să ne întoarcem din prima, hai că am putut. Și să o luăm noi pe aici cumva, dar nu încăp, nu încăp deloc. Dar așa facem noi altă schemă, dacă nu. Pac și gata, hai că am reușit. Să vă arăt și terenul ălalalt, ia uitați-l, dar nu mai trebuie să mergem cu mașina, îl vedem direct aici, ia uitați-l, ăsta-i. Ăla-i până acolo, aici avem vreo 70 de ari, cam așa, niciun hectar. Bun, și acum să mergem acasă, că v-am arătat și terenurile, l-am ajutat și pe Neanelu să-și scoată tractorul. Cam atât a fost, jupânilor, și cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut și sper că vă place și mașina. Dacă vă place, nu uitați, lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.